Dragi colegi, vreau să trecem cu dreptul în acest an. Știți că la 31 decembrie 2022 ne-am achitat de toate datoriile care le-am trebuit de la fosta conducere, care au fost în jur 20 de miliarde. Am avut ceva rezultate, în ăștia 2 ani de zile știți perfect de mine, dar vreau de acum încolo, ăștia 2 ani care au rămas cu mandatul, primul mandat al meu, că stăm în rezultate, că n-am venit încă nu. Da, Cațone. Vreau să vă spun că avem foarte multă muncă. În primul rând așteptăm semnarea contractelor de finanțare la alimentările cu apă, Apuros, Bruiu și Buciumeni, care sunt, se estimează o valoare de aproape 200 de miliarde lei vechi. Trebuie să semnăm contractul de finanțare privind asfaltarea străzilor din Budei și Bruiu și în a doua fază Apuros și Buciumeni. Anul ăsta avem investiții de făcut pe plan local, care hala agroalimentară, platforma și căsuțele de comerț strada, parcul din incinta spitalului. Am depus pe PNRR reabilitarea spitalului, reabilitarea centrului sau secției, poste secții de interne. Ne-am apucat să reabilităm secția de pediatrie cu angajații din primărie. Am reabilitat și modernizat școlile, grădinițele, din fonduri proprii, în cei 2 ani de zile care au trecut. Ne-am apucat de strada Independenței, care 50% este finalizată, recepționată, privind trotuarele și spații verzi pe strada Independenței. Am construit 2 terenuri de sport, care mâine vom avea recepția la ele, ele fiind finalizate și terminate de acum 2 luni ceva de zile. Dar ca să faci o recepție, trebuie documente și durează. Unde am avut problemele cele mai grave, privind apa pluvială și am terminat canalizarea pe străzile 1907, Oitus și Rozelor, am pietruit 11 km de străzi și frezura asfaltică am pus în jur de 20 de km. Vreau să vă spun că în ăștia 2 ani, și mai sunt foarte multe lucruri pe care mai le-am făcut, vreau să vă spun că am achiziționat și 70 de lămpi solare, cu stâlpul tot, acum un an, care am luat și am stabilit cu domnul viceprimar să le punem acolo unde nu avem iluminat strada, pe străzile unde nu avem cimitire, biserici, grădinițe și școli. S-au montat în jur de 100 de bănci stradale, știți perfect de bine, și 20 coșuri de gunoi, 200, care au fost montate la biserici, la cimitire, la școli și grădinițe. Și strada, o parte. S-a finalizat, cum se numește la biserică? Capela. Știți că am pus banii acum un an și am dat la fiecare biserică cât o anumită sumă. Printre care vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit și anul acesta am prins bani pentru biserici. Din nou că vreau să... Biserica. Dacă biserica nu ajută, nu am făcut ce. În lista mea de investiții pe anul ăsta sunt foarte multe lucruri de făcut. Mulțumesc colegilor mei din primărie, mulțumesc domnului Doachis Cuncie, primul rând mulțumesc domnului viceprimar, mulțumesc doamnei secretar general, mulțumesc domnului Chirilă de la urbanist, mulțumesc domnului arhitect Padu Franse, mulțumesc domnului Aliman, care e chiar pe adevărat, și mulțumesc acestor fete care își fac treaba pe adevărat, și domnului consilier al meu personal, domnului Dan Gheorghe, fost primar, membru PSD. Cele mai completare, domnul primar, ceea ce ne-a greunat extraordinar de mult, foarte mult. Gunoiul pe care la ora actuală, în permanență, curățenie, curățenie, curățenie. Deci cea mai mare realizare a noastră la orașul ăla este că am scăpat de tot ce a fost vechi de la Evidex, de cei 22 de miliarde de 500. Deci nu mai avem un leu să dăm la nimeni. Am achitat inclusiv toate hotărârile judecătorești și au câștigat toți angajații care au fost dați afară în mod
Abuziv, da? Numai în această, în decembrie, am dat în jur de 3 miliarde salarii celor care au fost dați afară. Ce să vă spun? Sunt multe lucruri de făcut anul acesta. Mulțumesc colegilor mei, pentru că am prins prin OCPI 3 proiecte până acum, pentru cadastrul general. Am început cu DUS 1, DUS 2, Sericii Culturii și toată partea aceasta din, care merge spre, apoi spre partea stângă. Am prins unul pe cartierul Inac, da? Și mai avem acum, am semnat deja, am semnat contractul, domnul, l-am semnat. Al treilea, l-am semnat pe extravinar. Acum trebuie să facem o dezmembrare în sectorul Rudari, cartierul Rudari, strada Constructorilor Stânga, să mai semnăm un contract și acolo. Pentru că ce se întâmplă? Avem în jur de 600 de case construite în mod nelegal, da? Care, fără acte. Sunt de 20-30 ani și până la ora actuală n-a nimeni să-i pună legalitate. Și am zis, dacă tot suntem aici, hai să ajutăm să intre legalitate, pentru că de ce? Vor fi și bani la bugetul local. Atâta timp cât nu ești înregistrat la impozite și taxe locale în regiune, da? Acum, făcându-le cadastru, intabulare și dându-le, practic, punându-i în posesie cu clădirile, putem să-i înregistrăm la impozite și taxe să luăm impozite. Bineînțeles, gradul la colectare la impozite și taxe de la 12% am ajuns la 60%. Și asta e un lucru foarte bun. La salubrizare, când am venit noi aici, n-aveam nicio persoană debitată. În 2 ani de zile am debitat 5200 de persoane, mai avem 2300 și ceva de persoane de debitat. Știți că la controlul curții de conturi, dar așteptăm decizia curții de conturi, s-au găsit acei 2000 ceva de persoane care nu sunt debitați. Da. Urmăm ca în câteva luni de zile să îi găsim și pe cei care nu sunt debitați, da, pentru că nu vreau să mai mergem pe declarația pe proprie răspundere, pentru că într-o casă sau într-o familie sunt 7 persoane și vine responsabilul care e în scrisere și declară 3 sau 2. Nu. Trebuie luat după adresă fiecare, câți avem la adresa purtare, 7. 7 îi trece și debităm. Avem 200 și ceva de miliarde de încasat farmezi. Deja am început să depunem dosarele în instanță pentru recuperarea preiului sau pentru muncă fondului comunității. Deja dimineață au mai venit câteva persoane și am discutat despre reabilitarea școlii, reabilitarea, nu școlii mari, tuturor școlilor de la sate, care n-am putut să le prindem pe PNRR. Da, toate clădirele. Clădirea Proz, Buciumeni și Gruiu și primăria. Și baza sportivă. Da. Baza sportivă, toate vor merge pe proiecte europene. Și vreau să vă spun că ce s-a discutat astăzi, deci e singura firmă sau singura ofertă care mi-a fost. Mi s-a spus în felul următor. Nu plătiți niciun leu până când nu aveți contractul de finanțare semnat. Pe când alte firme care au venit, știți că le-am dat, zic, mai vorbim, n-avem ce să facem, sau tot ce am găsit pe SICAP și au venit, s-au prezentat pe SICAP că fac și trec și când au venit aici, nu știau să lege sau să-ți explice. Nu. Mulțumesc oamenilor și colegilor mei și vă spun sincer, nu semnez nimic. Deci dacă Marius îmi spune mie, domnul primar, nu-i părinte, nu semnez. Știți perfect de bine că ce-a pățit primarul de la urmei. Și ce să vă spun, știți că noi suntem în Gaula 11 comune și în oraș. Suntem într-o asociere.